Spuneam că o cunoștință a mea mi-a transmis mirarea cum că eu aș fi fost foarte violent în interviul ăsta, în sensul că am folosit niște cuvinte dure. L-am recitit și eu aseară, nu mi s-a părut ca și, deși am folosit niște cuvinte dure, dar puține, dar îl învinuiesc pe Cristian Pătrășconiu de chestia asta. Pentru că a fost un interviu foarte plăcut, așa, a fost o atmosferă amicală în care am vorbit mai slogot. E drept că după aia am revăzut interviul, l-am mai modificat pe aici pe acolo, dar nu în porțile presupus violente. Și dat fiind, nu știu dacă chiar sunt cel mai dur de acolo, pentru că n-am citit restul cărții, n-am avut timp, dar o să-mi rezerv. M-am citit pe mine ca să văd dacă am fost rău. Tu ai citit restul cărții? Da, bine. Tu ești mai bun decât mine. Vreau să redevin acum moderat.